un studiul recent lansat de cei de la imobiliare.ro cu privire la accesibilitatea contractării unui credit ipotecar pentru un apartament de două camere. Salariul minim de care ai avea nevoie ca să-ți cumperi un apartament mediu de două camere în București. Aproape 40% dintre voi, cei care ne urmăriți în fiecare săptămână, sunteți și abonații noștri și ne flatează și vă mulțumim pentru asta. Vă așteptăm și pe restul de 60% să dați click pe acest frumos buton roșu din partea dreaptă a ecranului, în stânga mea, în dreapta voastră. Și în felul ăsta, abonându-vă la canalul nostru, acest program pe care îl avem, săptămânal cu podcastul cu invitați fain, devine mai puternic, mai apreciat și atragem astfel oameni din ce în ce mai fain. Azi l-avem lângă noi pe Bogdan Bălașa. Bogdan, bine ai venit! Salutare, Daniel! Mulțumesc pentru invite! Cu tot dragul, Bogdan, probabil l-ați mai văzut în media, l-ați văzut și în business, practic, în domeniul imobiliar. Este director general la Hills Development, unul dintre cei mai mari dezvoltatori din România. Nu sunteți încă cel mai mare, dar sunteți foarte aproape să deveniți, nu? Sunteți pe locul 2, foarte aproape de locul 1, corect? Depinde de criteriu după care... După numărul de unități. Clasamentul. După numărul de unități, aș spune că suntem aproape cei mai mari din România. Da. Avem la momentul de față 11.000 de locuințe finalizate în 19 ani de experiență. Anul viitor facem 20 de ani și la ritmul de finalizare a locuințelor în fiecare an avem peste 1.000 de apartamente finalizate. Putem să fim cu siguranță cel mai mare dezvoltător imobiliar din România. Mega tare! Deci avem practic informații de la experiența a peste 11.000 de locuințe. 11.000 de locuințe înseamnă o medie de 2,5 oameni pe locuință, practic de serviți 26.500 de oameni, adică un oraș. O comunitate situată undeva între 25.000 și 30.000 de rezidenți. Mai au și copii. Da, mai nou. Au făcut și copii între timp. Au făcut și copii. Copiii au cumpărat, probabil, s-au făcut mari cei care au cumpărat acum 10-15 ani și cumpără în continuare proprietăți în noile ansambluri pe care le dezvoltăm. Pentru că avem și un procent foarte bun de recomandări. Clienții care cumpără la Hills un apartament, 30% dintre ei provin din această sursă. Sunt ori clienți care mai cumpără o proprietate, fac un upgrade sau sunt clienți recomandați de alți clienți care s-au mutat în proiectele noastre. Excelent. De Hills Development sau mai vorbit, pentru că l-am mai avut aici în studio, de fapt în studioul anterior al nostru, și pe Ionuț Negoiță, care este acționarul principal sau unic? Principal. Principal. Și CEO-ul companiei și fondatorul companiei, da. Hills. Exact. Și am vorbit despre Hills, dar s-a întâmplat în urmă cu un an și ceva. O să vreau să vorbim, Bogdan, un pic și mai aplecat pe viziunea operațională, adică efectiv cum reușiți să faceți ceea ce faceți. Și întrebarea cheie cu care vreau să plecăm, pentru că asta cumva văd că este și pe buzele celor care ne urmăresc, este cum se simte piața imobiliară în prima jumătate a anului 2024, să zicem primele 8 luni. Și putem să și comparăm în raport cu 2023, unde mulți au spus că a fost așa un pic o blocare a vânzărilor. Noi chiar am dat un raport de piață zilele acestea, raport trimestrial, în care se vede clar o revenire, dar vreau să văd și percepția ta, după care vreau să intrăm efectiv în produsul vostru ancoră pe care l-aveți acum în piață, numele Hills Sunrise, să vedem exact ce aduce în plus pentru zona în care se află și, mă rog, de aici dezbatem. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în comentarii, pentru că în felul ăsta putem să facem și o dezbatere împreună, inclusiv Bogdan poate să răspundă la întrebările voastre. Și nu uitați să intrați și pe comunitatea noastră Smart Money în România, aveți la fel link în description și acolo putem discuta chiar direct, nu doar în comentarii. Așadar, începem cu întrebarea cheie direct. Bogdan, cum se simte piața imobiliară în primele 8 luni din 2024? Am ieșit recent cu un comunicat în care am anunțat primele rezultate ale primului semestru din 2024 și vânzările în comparație cu perioada similară a anului trecut au fost pe un plus de 28%. Prin vânzări te referi la precontracte sau la contracte finale? Mă refer la contracte noi încheiate, numărul încheiat de tranzacții noi și de asemenea și valoarea de vânzare este tot acolo, undeva între 25 și 30%.
lunile iulie și august, care au urmat după primul semestru, ne subliniază faptul că acest trend continuă să se mențină și suntem într-adevăr într-o piață efervescentă. Deși începutul de 2024 nu arăta foarte bine, nu avea perspective foarte bune, pentru că se anunțau creșteri de taxe, am avut acea majorare a TVA-ului de la 5% la 9%, pentru că o mare parte din apartamentele pe care noi le avem în portofoliu se încadrau la TVA-ul redus de 5%, măsurile fiscale cu privire la noua grilă de impozitare, atât a companiilor cât și a forței de muncă, toate lucrurile astea, pe lângă, evident, clasicul blocaj al autorizărilor în București, la nivel de capitală, duceau la gândul că ar putea fi un an foarte complicat. Nu zic că este ușor, sunt în continuare mulți factori care stresează un dezvoltator imobiliar și poate și un potențial client, dar noi suntem foarte mulțumiți de cum au mers lucrurile în primul semestru sau, ca să spunem așa, în primele 8 luni ale acestui an. Sunteți cam pe medie, adică 25% este și în cifrele 25%, da. Am văzut ultimul raport al celor de la imobiliare.ro, da, vânzările au crescut cu acest procent. Deci, practic, voi sunteți pilonii pieței. Adică suntem above average cu puțin. Foarte bine. Deci echipa e happy, lucrurile merg. Mai țineți ritmul ăla de un apartament la 2 ore, că știu că așa vorbea Ionuț acum un an. Da. Încercăm să ne ducem spre un apartament la o oră și jumătate și dacă facem un podcast peste 2 ani, poate că în timpul în care înregistrăm un podcast facem un singur apartament. La momentul de față, raportat la numărul de zile lucrătoare, dacă finalizăm 1000 de apartamente pe an, cam atât vine. Un apartament la 2 ore lucrătoare. Ce fain. Deci, practic, până la capătul acestui podcast, probabil că o mai rezolva așa vreo jumate, 70% dintr-un apartament. O garsonieră, da. Asta înseamnă o excelență operațională efectiv ca la carte. Adică s-a ajuns să faci un astfel de regim de producție într-o industrie care depinde de foarte mulți factori externi, care de multe ori sunt așa, sunt nevolatili, cum a fost războiul din Ucraina, au fost diverse blocaje cu pandemia, așa mai departe. Voi în continuare ați menținut ritmul. Da, noi am decis voluntar la momentul acela, deși evident că și noi ne-am confruntat cu acea explozie a creșterii prețurilor materialelor de construcții, să menținem, să susținem acel ritm, pentru că un produs finalizat îți dă un avantaj competitiv foarte mare în piață. Văd asta pentru că sunt implicat și foarte mult în zona operațională de sales și face diferența. Poți să vinzi, deși poate nu ai cel mai ieftin produs din zonă și Hills nu are cele mai ieftine apartamente din zona de est, unde cu precădere avem noi proiecte, din contră suntem, să zicem, avem produsele cele mai competitive din perspectiva locației și a calității, dar și prețurile sunt mai mari decât ale unor dezvoltatori mici sau medii din zonă. Faptul că avem apartamente finalizate pe stoc este un lucru foarte, foarte important și este unul din principalele criterii pe care un client le alege în momentul în care își caută un apartament sau cel puțin în anii trecuți, în ultimii 2 ani, a contat foarte mult stadiul lucrării. Când v-ați apucat voi dezvoltat în Paladi, în zona aceea, a arătat dezolant tot locul. Acum, când mergi pe Bulevardul Paladi până aproape de autostradă, mă rog, la noile poduri construite recent, zici că ești într-o altă lume, adică e un orășel per se. Mie asta îmi place foarte mult la sectorul 3 în special, dar nu numai, și sectorul 4 a reușit, sectorul oricum, istoric, e bine conturat și la fel sectorul 6 mai nou a crescut foarte bine. Faptul că este efectiv ca un oraș, adică putea să spui lejer că sectorul 3 în sine este un oraș și că ai aproape tot ce trebuie la doi pași, cum era o vorbă. Ai practic pe jos sau, mă rog, cu transportul în comun sau pentru cine este mai activ, mai sportiv, cu bicicleta, cu calul mai putem. Tot ce trebuie, da? Mai puțin ceva ce lipsește încă zona Palat este zona de business, clădiri de birouri. Deși sunt câteva, dar destul de puțin. Sau, mă rog, zone în care poți să te manifesti profesional. Birouri, clădiri industriale, whatever, da? Voi practic aveți un rol extrem de important în clădirea de comunități. Asta vă pasă că totuși ca să realizezi și un volum la nivelul ăsta de mii de unități
și să ții cont și de cum se vor simți oamenii acolo, îți două lucruri care se pot bate cap în cap, adică să faci și volum și același timp să ții cont și de community, de comunitate, să poți să-i deservești într-o formă care simtă bine, să aibă tot ce le trebuie acolo, poate să fie în conflict ușor. Adică sunt proiecte, știm foarte bine, nu dau nume ca să nu primim hate, în care s-au făcut în masă blocuri neapărat de cea mai bună calitate și au uitat de restul. Drumuri comercial, știu, acces la transport în comun și așa mai departe. Cum a fost lucrul ăsta pentru voi? Cum reușiți să dezvoltați cumva și cu gândul, băi, acolo să locuiască vreo 400, 500, 1000 de familii, whatever, pe proiect și trebuie să simtă bine. Adică, până la urmă, vorbim despre viața unor oameni care se poate rula acolo niște zeci de ani. Businessul nostru al dezvoltatorilor imobiliari impactează foarte mult societatea, comunitatea, locul unde construiești. Noi suntem perfect conștienți de această responsabilitate. Motoul nostru este și acela de a construi responsabil și construim comunități. Și eu de curiozitate m-am uitat pe Google Earth ca să văd exact cum arăta zona Pala din 2008-2009, uh-huh. Sunt cele mai vechi imagini, doar așa ca să-mi fac un refresh în minte și într-adevăr transformarea este spectaculoasă. Noi am pus în zonă, anul acesta ne ducem spre 6.000 de unități finalizate în zona Paladii, în ultimii, să zicem, 10 ani de zile, ceea ce înseamnă, cred că, peste 50-60% din ceea ce s-a construit acolo. Este foarte important să fii în continuare implicat în comunitate, chiar și după ce ai vândut un proiect. Uh-huh. Noi avem foarte multe procese internalizate, foarte multe lucruri de care continuăm să ne ocupăm după ce vindem apartament, după ce le construim, după ce le vindem în integralitate. Avem parte de administrare a proiectelor rezidențiale în care suntem implicați, avem o echipă internă și până la momentul de față în toate proiectele din zona Paladin noi gestionăm partea aceasta de administrare, pentru că ne dorim foarte mult ca după ce noi finalizăm construcția și după ce vindem apartamentele, acolo să rămână un standard pe care să-l menținem și de ce nu să-l creștem, să venim cu anumite upgrade-uri în funcție de ceea ce este nevoie de făcut în proiectul respectiv. Suntem implicați în comunitate. Recent, de exemplu, am înființat un departament de customer support, care să preia cumva task-urile care veneau pe consultanții de vânzări sau alți colegi din alte departamente și să se ocupe efectiv de rezolvarea micilor probleme sau anumitor cerințe pe care le au cei care au cumpărat deja un apartament de la noi. Adică avem foarte multe procese internalizate și ne dăm seama că dacă ne facem treaba bine, clienții ne răsplătesc, ei continuă să cumpere de la noi, să ne urmeze, să facă un upgrade al locuinței sau să ne recomande unui vizitator de-al lor, unei rude, cuiva apropiat și lucrul ăsta este foarte important pentru că asta spuneam și la început, undeva la 30% din tranzacțiile noastre le facem din această sursă a recomandărilor. De aceea este foarte, foarte valoroasă, dar nu este doar aspectul acesta profitabil la mijloc, este pur și simplu și dorința ca după ce ai finalizat un proiect să ai în continuare o imagine bună și oamenii să fie mulțumiți, să te poți uita în ochii lor în momentul în care te întâlnești cu ei în proiect, în ansamblul pe care l-ai finalizat și să poți să discuți efectiv fără niciun fel de problemă despre noua realitate de acolo. Uh-huh. Mai mult decât atât, noi avem birourile dezvoltatorului, sunt într-o clădire de birouri pe care noi am construit-o chiar în ansamblu Hills Paladi și ai fost la noi la birou, știi, clădirea Hills Business Center, o clădire cu parter și 5 etaje, undeva la 5.000 de metri pătrați. La parterul și la etajul 1 al acelei clădiri am deschis o clinică medicală privată cu aproape 30 de specialități, clinica medicalii. O facilitate extraordinară pentru un ansamblu rezidențial mixed use, așa cum este Hills Paladi, care a fost foarte bine primită de comunitate și nu doar de cei care locuiesc în Hills Paladi, dar și cei care locuiesc în proximitate, în zona Paladi. Și de la etajele 2 în sus până la etajul 5 sunt birourile noastre. Deci noi practic locuim în interiorul unui ansamblu rezidențial pe care l-am finalizat. Ne intersectăm cu clienții în fiecare zi. Suntem prezenți acolo și pentru oameni contează foarte mult să vadă faptul că ești în continuare alături de ei, chiar și după ce ai atins obiectivele de business. Construit, vândut, încasat prețul
și după aceea activitatea de property și facility management pe care o poți face ulterior, care și ea generează un profit. Suntem acolo și vrem să rămânem implicați în comunitățile pe care le dezvoltăm. Deci vreți practic asigura și mentenanța după sau rămâne la asociația locatară să-și aleagă singur furnizorii? În primă fază noi ne ocupăm pe o perioadă de, să zicem, un 3-5 ani de zile, cel puțin, rămânem implicați în comunitate. Evident că după aceea asociația care se constituie poate să decidă să aleagă un alt administrator al complexului, dar avem grijă ca de fiecare dată să avem o ofertă competitivă și să venim cu avantajele și cu aturile pe care poate o terță parte n-ar putea să le ofere. Și în marea majoritate a cazurilor, asociația de proprietari a decis să continue colaborarea cu echipa de administrare de la Hills. Pot să confirm și eu că să aveți proiecte și în alte zone. Am vorbit despre proiecte. Bun, întorcându-mă atunci către zone. Deci, practic, îmi confirm cumva că tocmai acest potențial risc de conflict de interese vă responsabilizează și mai mult și atunci proiectele sunt făcute exact cum trebuie și pot să confirm și asta pentru că evaluând aproape tot ce este în zonă, dacă te duci în spatele bulevardului Paladii, acolo este o concentrație mare de blocuri și unele dintre ele chiar sunt destul de apropiate și acelea respectă, sunt convins, sau ce puțin cele care făcute recent respectă parametrii urbanistici, dar sentimentul meu în parametrii urbanistici pe care îi impune Consiliul Local Primăria Sectorului 3. Dar sentimentul meu este că sunt și mai bine respectate de proiectele pe care voi le aveți chiar în Bulevardul Paladii, care se și văd cu ochiul liber că sunt direct la Bulevard. Sunt distanțe între blocuri, sunt destul de generoase pentru o zonă destul de densă și pare și că sunt mai bine făcute, lăsând la parte că sunt noi. Se vede experiența după mii de apartamente făcute. Și asta v-a dus și către proiectul ăsta Hill Sunrise, în care, deși locația aparent ai putea spune că e departe de centrul orașului, dacă este mai raportat la centrul orașului, ați optat însă să faceți un produs de foarte bună calitate pe care le putea ușor pune și în Floreasca, și în Pipera, și în centrul Brașovului sau în alte zone foarte, foarte bune. De unde această decizie, pe ce v-ați bazat când ați plecat cu ea? Pentru că e o decizie pentru mulți dezvoltatori, ar putea spune lucrul ăsta, riscantă. Păi fac într-o zonă care este pentru, să zicem, mass market, cumva, fac un produs top quality, în care pun fațade ventilate, panouri fotovoltaice, să mai puneți acolo pompe de căldură, dacă nu mă șer, sau aveați în plan la un moment dat, sau discutați pe subiectul ăsta, într-o zonă care costul respectiv ai putea spune că nu poate fi înghițit de prețul de vânzare. Totuși voi ați vrut să o faceți și numai că ați făcut-o și cu succes, adică deja vindeți și destul de semnificativ. Spune-te-o. Da, noi am ieșit cumva din paradigma asta a centrului orașului și evident că se discută foarte mult de acest concept de 15-minute city. Vedem cum s-au transformat anumite zone din București, independente, care au toate funcțiunile și zona Paladii a crescut enorm. Chiar mă uitam pe niște calcule interne ale noastre în urmă cu undeva la 7-8 ani de zile, prețul pe metru pătrat tranzacționat era spre 1000 de euro, metru pătrat util. Acum ne ducem înspre, nu știu, 1800, 1700, 1800 de euro, metru pătrat util. Și ne dăm seama că creșterea aceasta este mai mare decât a fost creșterea în București în ultimii 7 ani de zile. Credem că zona Paladii a atras și clienți și din ce în ce începe să adreseze și categoriei de segmentului de piață middle market, nu mai vorbim de mass market la 1800 de euro pe metru pătrat util. Vedem nevoia aceasta de sustenabilitate. Noi suntem prezenți și la evenimente. Tot timpul încercăm să fim în pas cu toate tendințele, să anticipăm care vor fi noile realități de peste 2, 3, 5 ani, pentru că atunci când faci proiecte de mari dimensiuni, ești cumva obligat să gândești pe termen mediu și lung. Nu poți să te limitezi doar la o abordare pe termen scurt. Și atunci, văzând toate aceste avantaje, ținând cont de faptul că noi credem că proiectul Hill Sunrise este foarte bine poziționat, este la o distanță de aproape 500 de metri, sunt undeva la 450-500 de metri până la stația de metrou Angel Salini, iar vecinătățile sunt foarte ok. În partea dreapta proiectului, cum ești cu fața spre proiect, este un centru educațional format din
grădiniță, școală primară și liceu, un centru educațional foarte puternic, iar în zona stângă este cel mai dezvoltat pol comercial din București. Și știu că ai mai spus în podcasturi că Băneasa ar fi cel mai dezvoltat pol și Paladia ar fi pe locul 2 și știind că vom ajunge la acest subiect, am făcut o inventariere a tuturor jucătorilor din piață din zona Teodor Paladi versus Băneasa. Practic am împărțit foaia în două, Băneasa-Paladi. În zona Paladi avem undeva cam la 15 jucători importanți, 4 hipermarketuri, jucători de magazine de mobilă, nu știu dacă putem să dăm nume sau nu, până la urmă oricum sunt foarte cunoscuți. E o numerare, ok. IKEA, IKEA, JISC, Leroy Merlin, Dedeman, absolut tot ce este acolo, Decathlon, Kaufland, Metro, Jumbo, și așa mai departe. Sunt 15 jucători și anul viitor deja s-a anunțat prezența MobExpert și Altex în zonă. Și ca metri pătrați? Ca metri pătrați, Băneasa este mai mare pentru că are acel mall, Băneasa Shopping City, care are, nu știu, undeva la 80.000 de metri pătrați suprafață construită sau închiriabilă, nu mai știu exact care era indicatorul. Și din perspectiva metrilor pătrați, Băneasa este pe primul loc, dar din perspectiva diversității și a jucătorilor prezenți în zonă și a opțiunilor și a facilităților, Paladi este cel mai important pol de dezvoltare comercială din București. Și lucrul acesta a dus evident într-un mod absolut natural la dezvoltarea segmentului rezidențial, pentru că în momentul în care ai facilității foarte apropiate și te poți aproviziona cu tot ceea ce ai nevoie, lucrul acesta creează un avantaj foarte mare pentru cei care își caută o locuință. Și la fel de important, sau poate chiar mai important, este infrastructura de transport. Proximitatea metroului, această magistrală E3 care conectează estul cu vestul Bucureștiului și cu centrul, bineînțeles, și bineînțeles și modul în care mergi cu mașina pe bulevard, pentru că ai un bulevard foarte larg, cu trei benzi pe sens, cu pasaje supraterane care ți asigură o fluiditate a traficului poate net superioară altor zone unde traficul este problemă foarte cu umbră, foarte mare. Îmi place treaba asta că ați plantat și cu mult spațiu verde. Da, foarte mulți copaci care acum umbresc asfaltul și este o problemă asfaltului când stă la soare foarte mult, se deteriorează mai rapid. În momentul în care tu îl umbrești natural, el practic stă mai, rezistă mai mult timp la o calitate și bună. Și conservi investiția pe care ai făcut-o. Și conservi investiția, da, exact. Trebuie să mai reasfaltezi peste, da, exact, nu știu câți ani. Dar mai sunt câteva lucruri care mie îmi plac la Paladi. Eu sunt fan la zonii, nu neapărat că e mișto aici și nu încerc să flatez și zic, vreau din contă. Mă uit pur și simplu la cum se dezvoltă zona. Eu sunt fanul 50-minute areas. Acum, în practic, în toată lumea s-a popularizat ideea asta de oraș de 15 minute. Dar nu trebuie să le ad literam, ci este vorba despre zone de 15 minute. Da? Adică zone în care tu ai ori pe jos, ori cu bicicleta, ori cu transportul în comun, la 15 minute maxim, tot ce trebuie. Da? Prin tot ce trebuie însemnând facilități pentru viață, parc, habitat în primul rând, habitat, locuință, da? Locuință, serviciu, așa. Serviciu, asta e work deja, leisure, să te distrezi, să poți să mergi poate la un Decathlon, joace copii la panou, la basket sau să ducă într-un parc. Acces sau la educație. Educația e școala lângă, sănătate la fel îți trebuie. Facilități sportive, iarăși toate felul, știu că aveți inclusiv o școală de fotbal lateral acum, nu știu dacă știai, spun eu acum. Și aveți și un sunt terenuri de sport, da, foarte multe în zona Paladi care au fost create pentru toate comunitățile, da, care s-au dezvoltat acolo și am mai ieșit și eu la tenis sau la fotbal și am văzut cu bucurie că oamenii chiar profită de aceste facilități create care sunt puse la dispoziția lor gratuit, da, fără niciun fel de. Și este și un complex sportiv foarte mare, chiar aproape de școala de care ai menționat, ICHB, că se numește, nu? Da. Da? Care are atât terenul de squash, deci cu rachetă, cât și gym, un gym foarte mare, la care am fost personal să văd cum e și mi s-a părut destul de ok. Și pe lângă asta ai și accesul, dacă totuși vrei să folosești mașina, deci, practic, ieși din paradigma de zonă de 15 minute, poți să ieși rapid pe noua centură și să ajungi în vestul orașului am calculat eu, mai puțin de 15 minute. Sau în nordul orașului, dacă te duci la Otopeni peste 2 ani pentru că ai un avion pe care trebuie să-l prinzi la ora, da, 4, te uși pe ai autostradă, putea ajunge pe A0, nu știu, poate în 20 de minute, 25 de minute maxim, da, la aeroport.
ceea ce este un timp absolut rezonabil pentru orice altă capitală europeană. Exact, da. Deci astea sunt niște lucruri pe care nu le poți da la o parte. Începem să devenim efectiv europeni real. Adică nu mai trebuie să stai în Băneasa ca să ajungi la Otopeni repede. Poți să stai și în Paladi, poți să stai și în Pantelimon, poți să stai și în... Mă rog, Chiajna poate să termine mai târziu respectiva parte din A0. Și orașul în sine începe să-ți detensioneze. Eu vreau să văd, să trăiesc ziua în care în București o să vină oamenii cu mașina din exteriorul orașului sau, să zicem, din zonele imediat perimetrale, să-și lase mașina într-un mod intermodal și de acolo să urce în metro. Deja s-a încercat și, mă rog, semi-succes. Da, poate în anumite zone zona chiar, de nord. Chiar funcționează. Da, sigur se va, se va întâmpla și aici, pentru că e clar că destinul unui oraș ca Bucureștiul este să se meargă cu metrou sau să se meargă cu transportul comun. Nu poți să mergi cu mașina 2 milioane plus de locuitori. Nu ai cum. Efectiv, oricât de mult ai blama autoritățile că nu fac drumuri, că nu fac poduri, că nu fac parcări, tu aducând mașina contribui la același rău pe care tu îl... Dar ar trebui să nu mai fie tentant să mergi cu mașina, pentru că în alte capitale europene, când mergem, nu știu, într-un city break, ultimul lucru care îți vine în cap este să, nu știu, să închiriezi o mașină sau să te plimbi cu mașina pe acolo, pentru că sunt foarte multe alte opțiuni și n-ai vrea să-ți bați capul cu așa ceva. Adică dacă se creează alternative pentru locuitorii Bucureștiului, cu siguranță că și folosirea mașinii va fi din ce în ce mai scăzută. Da. Bun. Hai să continuăm cu produsul vostru Ancora, cu acest Hill Sunrise. Ce am numărat deja o parte, dar ce poți să spui tu mai în detaliu? Ce tehnologii sau ce metode inovative de execuție ați implementat la Hill Sunrise pentru a asigura exact zona asta de sustenabilitate pe care, la care te-ai referit? Noi am fost și parteneri, ați fost partenerii noștri la NZB Expo și acolo am mai detaliat acest subiect, dar cred că ar fi fain și pentru cei care nu urmăresc să vorbim pe subiectul ăsta. Deci, practic, sustenabilitate și eficiență energetică într-un proiect de anvergura a câte 100 de apartamente? 700 de apartamente, amplasate pe un teren de 1,5 hectare, la 450 de metri de stația de metro Angel Salini, cu termen de finalizare începând cu aprilie 2026 până spre finalul anului 2026, vom preda într-un mod succesiv toate apartamentele din cele patru blocuri pe care le avem la Hill Sunrise. Am obținut de curând o precertificare de la ROGBC pentru Green Homes la Hill Sunrise, care atestă faptul că există o calitate a locuirii în Hill Sunrise și o responsabilitate față de mediu. Sunt apartamente sustenabile din punct de vedere energetic, cu consum redus de energie, și suntem de asemenea conștienți de faptul că și procesul de construcție al apartamentelor trebuie să țină cont de aceste rigori de impact minim asupra mediului, pentru că ne alegem cu grijă și furnizorii care lucrăm, și materialele pe care le folosim, și modul în care gestionăm deșeurile pe perioada construcției. Iar post-construcție, în momentul în care oamenii se mută într-o locuință care este certificată deja cu acest standard Green Homes, există un standard al calității. Practic un organism cu o autoritate care este cunoscută la nivel european atestă faptul că apartamentele pe care tu le predai respectă acest standard. Iar ca să vorbim la modul concret de lucruri pe care le facem în plus față de alte caracteristicile tehnice ale proiectelor precedente dezvoltate de Hills. Dacă vorbim de partea de construcție pe exterior, avem în primul rând fațadă ventilată într-o proporție de 60%, bineînțeles izolată cu vată bazaltică, cu o grosime mai mare decât cea standard, undeva la 15 cm. Pe acoperișul blocului, acolo unde este posibil, vom monta panouri fotovoltaice care să asigure energia electrică pentru spațiile comune, lifturi, casa scării, holuri și așa mai departe. Avem geamuri tripan care clar reprezintă un plus de eficiență energetică și suprafețe vitrate mari care permit ca lumina soarelui să pătrundă cât mai mult în apartamente și ele să fie cât mai bine încălzite și din punctul ăsta de vedere. Dacă mergem acum la interiorul apartamentului, vom monta recuperatoare de căldură, aer condiționat multisplit cu aparate în ambele camere, în toate camerele apartamentului,
Avem încălzire în pardoseală, care clar reprezintă un plus față de încălzirea clasică prin calorifere, obiecte sanitare cu consum economic de apă, și lucrul acesta este foarte important. Chiar citeam o informație legată de faptul că se estimează că la nivel mondial cam 800 de milioane de oameni nu au acces la apă potabilă. Deci unul din 10 locuitori ai Terei au o problemă reală cu accesul la apă potabilă și poate că noi suntem foarte obișnuiți să o risipim. Și e cu atât mai mult important să conștientizăm cât de bine este să folosim eficient aceste resurse de care dispunem. Sunt foarte multe alte lucruri pe care le punem în ansamblul Hill Sunrise, locuri de parcare electrice, pentru că este evident că există o tendință a creșterii numărului de mașini electrice achiziționate de către oameni. Să parchezi la voi. Proiectul verde, avem doar parcări la subsol și atunci între blocuri practic nu avem niciun loc de parcare teran, ceea ce conferă un confort mult sporit față de clasicul ansamblu rezidențial, unde la parter ai amenajate parcări. Avem undeva spre 5.000 de metri pătrați de spațiu verde, peste 30% din totalul suprafeței pentru dedicat spațiului verde, și suntem implicați și dezvoltăm acest spațiu verde cu echipe de peisagiști care au demonstrat și au lucrat și au făcut proiecte frumoase și în alte ansambluri rezidențiale. Acestea sunt în linii mari, să zicem, caracteristicile tehnice pe care Hill Sunrise le pune la dispoziție. Sunt curios, de ce ați optat pentru încălzirea cu gaz? Mi-am să aminte acum că ați ales gaz ca cu centrală termică de bloc, nu? În loc de pompă de căldură. Am ales gaz și pentru ce a fost aleasă această opțiune, și încălzirea se poate face și folosind aerul condiționat care are inverter, o pompă de căldură, practic aer-aer. Sunt, mă rog, cele două opțiuni care pot fi, care pot fi folosite. Dar mai întâi, pompă de căldură per bloc încă nu o considerați oportună pentru un imobil de asemenea dimensiuni? Deci, centrală aveți pe bloc? Sau? Nu, pompă de căldură în cascadă pe bloc. Sau pe fiecare bloc, da. N-a fost la momentul în care noi am planificat proiectul o opțiune. La momentul acela, toate aceste lucruri pe care le aducem în plus la Hill Sunrise față de celelalte proiecte rezidențiale pe care le-am dezvoltat, este evident că vor crește costul de construcție și este întotdeauna, adică este foarte ușor să pui foarte, foarte multe echipamente care să crească costul și care să fie spectaculoase în momentul în care prezinți proiectul, dar trebuie să fii foarte atent și la factorul economic, adică să fii totuși sustenabil din punct de vedere economic și competitiv din punct de vedere al prețului. Pentru că la momentul de față, la Hill Sunrise, avem un preț situat undeva între 1.900 și 2.000 de euro pe metru pătrat util. Și atunci, evident că avem și oferte pentru cei care achiziționează apartamentele plătind un avans mai mare decât cel standard, dar este foarte important să ieșim cu un produs care să fie competitiv din perspectiva aceasta a prețului. Excelent. Din cei care au cumpărat până acum la voi, în Sunrise, dar și în cealaltă proiecte, poți să-mi spui, cam câți au fost cu fonduri proprii, cât cu credit, cred că aveți indicatorul ăsta, nu? El se modifică de la an la an. În 2023 foarte puțini clienți au cumpărat. Cel puțin în prima parte a anului 2023, creditarea avea niște costuri foarte, foarte ridicate. La momentul de față, dacă vorbim de anul 2024, avem un procent de aproximativ, nu știu, undeva între 22 și 25% clienți care cumpără cu credit, undeva cam la 55-60% clienți care cumpără cu surse proprii, bani din fonduri proprii, și restul procentului, 15-16%, clienți care apelează la varianta de eșalonare a prețului în rate direct la dezvoltător, pentru că noi oferim și această modalitate de plată. Pe câți ani? Pe maxim 5 ani de zile. Foarte bună. Deci doar un sfert din total apelează la finanțare bancară și, să zic, încă 15-20% la finanțare direct la voi. Da, dar procentul este în creștere. Observ lucrul acesta pentru că și băncile încep să vină cu produse ipotecare din ce în ce mai competitive și cu dobânzi din ce în ce mai atractive. Am văzut chiar și dobânzi de sub 5%. Da. În ultimul raport trimestrial pe care l-am scos, am văzut și noi tendința asta la nivel de toate județele care au orașe mari, adică București plus cele 6 orașe mari, cum spun eu, cei 7 magnifici,
În cei 7 magnifici, adică pe rând avem Brașov, Cluj, Timiș, Constanța, Iași, Bihor, adică Oradea și București, avem creștere a creditului în total achiziție în 2024, primul semestru, da? Față de semestru, față de anul anterior, față de 2023. Da, semnificativ, adică, uite, de exemplu, la nivel de țară, în România avem deja în 2024 50% credit, 48% cash. Deci deja s-a debalansat. În ultimii 2 ani, 2022-2023, a fost mai mult cash decât credit pe fondul dobânzilor destul de mari, dar acum deja se simte. Iar Bucureștiul chiar stă mai bine, stă cu 46% cash și 54% credit. Deci probabil că și la voi o să vină, începând de anul ăsta, o practic de balansare mai mult către credit decât către cash. Da, noi avem și un procent destul de mare de clienți care cumpără pentru investiție și probabil că acest procent influențează și procentul celor care achiziționează apartamente prin surse proprii. Câți aveți investitori în total? Cam pe fiecare proiect avem o medie de 15-20% clienți investitori. Și în proiectele care sunt în curs de construcție, la început, procentul este mai mare pentru mai mare decât acesta de 15-20% investitori, pentru că evident că vor să beneficieze de ofertele cele mai bune. Sunt clienți care au cumpărat în proiectele noastre care sunt în construcție. Momentan avem 3 proiecte mari în construcție: Hill Sunrise, proiectul despre care am discutat, certificat ROGBC, care va respecta și standardul NZEB. Avem proiectul de regenerare urbană despre care am mai discutat la conferințe, Hills Republica. Acolo avem 180.000 de metri pătrați pe care îi vom dezvolta spectaculos în următorii 7-10 ani. În spatele celebrei hale la Minor, nu? Lângă hala la Minor, da, și la o proximitate destul de bună de stația de metrou Republica, undeva cam la 5-600 de metri. Practic toate proiectele noastre rezidențiale au o conectică foarte bună cu stațiile de metrou. Căutăm terenuri care să aibă sub un kilometru distanță de stația de metrou. Și stația de tren, Titan Sud. Ceva mai merge cu trenul de la Titan Sud? Sunt curios. Like, nu știu, dar îmi plăcea să prind vremurile în care și în România să călătorim mult mai mult cu trenul. Și eu m-aș bucura foarte mult. Eu călătoresc cu trenul în depo, dar nu prea poți în multe locuri, din păcate. Da, nu am experimentat din păcate sau din fericire, nu știu exact cum să spun, o călătorie cu trenul în România în ultimii, nu știu, 15-20 de ani. București-Constanța, București-Brașov și Sighișoara-Deva. E ok. Bun. Good to know. Și am mers București-Moldova, am mers București-Bacău. Da, București-Bacău de câteva ori. Da, și ok. București-Bacău un pic cam lent, da, mă rog. La clasa 1, dacă vrei să mergi cu tenul la clasa 1. Hills Republica, câte apartamente are? În 2000? Prima fază dezvoltăm 370. Mm-hmm. Acolo probabil că vor fi undeva la peste 4.000 de apartamente în total. 4.000 de apartamente. Da. Și prin regenerare urbană ce spui? Folosiți și o parte dintre clădirile existente sau la ce te referi exact? Sau doar nu că reconvertiți tot spațiul? Nu, reconvertim tot spațiul. Era un spațiu industrial abandonat, care arăta într-un mod nu foarte plăcut și pe care îl revitalizăm, îl reînnoim, îl aducem la standardele anilor 2020-2030. Și ce puneți înăuntru, pe lângă apartamente? În afară de zona de rezidențial vom aloca o bucată importantă din teren pentru dezvoltarea unei zone comerciale. Suntem în discuții cu doi retailer pentru a fi prezenți în zonă și alocăm undeva cam la 3 hectare, poate chiar 4, pentru partea de comercial și servicii pentru locatarii din Hills Republica. În afară de acest lucru, evident că celelalte funcțiuni care sunt prezente în toate ansamblurile Hills, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, ne gândim chiar și la o pistă de alergare, care să fie cumva perimetral în ansamblu, piste pentru biciclete. Lucrăm la un master plan în care să cumulăm toate aceste beneficii pentru viitorii rezidenți. La fel, încercați să băgați mai multe locuri de parcare în subteran sau aveți și la suprateran? Nu se trece foarte bine. Mai puține la suprateran și mai multe la subteran. Deci mult spațiu de
comunitate așa, da, deasupra terenului. Asta e foarte fain. Este, da, clar că aduce un, aduce un avantaj parcarea. Practic regenerați urbanul o zonă nouă, pentru că zona industriilor era rău famată în trecut. Ține minte, acum 15-20 de ani arăta într-un fel. Nu vreau să intru în subiectul ăsta. Dar zona este în transformare și, da, din punct de vedere estetic au fost foarte multe îmbunătățiri, da, care au fost aduse în ultimii ani și eu cred cu tărie că această zonă este Palladiul de ieri, de care discutam la începutul, mm-hmm, podcastului nostru. Și de aceea avem foarte o cerere destul de mare de achiziție pentru apartamentele dezvoltate în Hills Republic. Am încheiat deja niște contracte și cu investitori care au cumpărat pachete cu mai multe, mm-hmm, apartamente, pentru că anticipează evident faptul că acolo prețurile vor crește și aprecierea locuințelor va fi poate mai mare decât cea pe care o putem asigura sau despre care putem vorbi în zona Palladii. Mă provoci. Dar discutăm după podcast, nu vă putem da chiar toate informațiile. Ok, o să-l țin deschis aici ca să putem să dispatem acest subiect. Bun. Hills Republic. Așa, aici că ai trei proiecte, probabil că al treilea este Hills Titanium, nu? Hills Titanium, uh-huh, da, un proiect cu 1200 de apartamente. 1200 de apartamente. Momentan... Da, ai loc de 1200 de apartamente acolo, că știu că terenul e destul de mic. Cât aveți acolo teren? Sunt aproape 3 hectare. 3 hectare. Cu parcări la fel, la subsol. La momentul, uh-huh, de față lucrăm la prima fază, 3 blocuri care totalizează 500 de apartamente și, uh-huh, ele vor fi finalizate începând cu toamna anului viitor. Uh-huh. Da, bă, deci practic aveți artera de acces dinspre Palladii direct rutieră. Acces din, da, Bulevardul Palladii, uh-huh, la fel foarte aproape de metrou, de Nicolae Teclu, Nicolae Teclu, cam, da, la 400, uh-huh, de metri. Și acest produs arată foarte bine. De fapt, toate trei cumva respectă așa o notă în care merge. Într-adevăr, Hill Sunrise se diferențiază. Este produsul, da, premium al grupului în momentul acesta și noi credem cu tărie că acest produs va fi unul vandabil, va fi un produs care va satisface toate cerințele celor care au cumpărat acolo și va fi un proiect de referință pentru zona Palladii, pentru că, uh-huh, în fiecare zonă la un moment dat a apărut un proiect care a schimbat standardele și credem că Hill Sunrise va fi acest proiect pentru zona Palladii și după dezvoltarea proiectului Hill Sunrise vor apărea și alte proiecte de acest gen, multe dintre ele sperăm să le construim noi. Cumpărați repede teren, că sar acum vulturii, ca vulturii o să sară pe ele, mai ales după acest podcast. Dacă aveți întrebări pentru Bogdan, vă rog să țineți în comentarii. Nu uitați să dați click pe abonează-te și să dați un like și un share. Share înseamnă dați click pe acel buton și share-uiți-l unde vreți voi. Pe Facebook, pe un mail către un prieten, pe un WhatsApp. Hai să mergem un pic macro, Bogdan, și să ne uităm un pic și către ce urmează în România și în București. Și acum o să fim, na, să luăm, hei, da, păi normal că voi sunteți imobiliare, vă spuneți că prețurile cresc, o să fie nebunii. Nu spunem noi, spun cifrele, dar vreau să văd ce spune și Bogdan, care este implicat în piață. Evident că el își dorește ca piața să crească, ca toți oamenii implicați în industrie, dar vă asigur că nu își dorește ca prețurile să crească în mod necontrolat, pentru că asta generează pe termen mediu și lung instabilitate în piață și, evident, și o cădere mai devreme sau mai târziu. În acest moment, raportul The Concept pe trimestru 2 spune că Bucureștiul are cele mai accesibile locuințe din România și nu numai din România, din Europa. Și acum dar aruncați cu roșii și castraveți, normal, Daniel, că-s pe asta. Nu mă credeți pe cuvânt. Să rog pe colegii mei să pună aici în description link către raport și să-l citiți cu ochii voștri. Sunt date de la INS, de la BNR, imobiliare.ro, ANCPI, sunt date reale, nu le-am fabricat noi, nu le schimbăm din cont, suntem extrem de atenți, adică atât de atenți încât primim feedback de genul, da, Daniel, pune și despre nu știu ce indicator, de exemplu am primit despre un indicator care îl poți estima, da, nu pot spune exact, ca să nu creez o discuție cu omul care m-a ajutat cu un feedback, dar nu pot spune exact. Nu ai o dată factuală care să spună 100% este așa. Poți să-l estimezi. Noi ne ferim când dăm rapoarte publice să facem estimări, ci dăm efectiv date factuale. Și datele factuale spun că Bucureștiul este cel mai accesibil oraș din Europa. Mă rog, cea mai accesibilă capitală din Europa. Îmi cer scuze, am greșit. Cea mai accesibilă capitală din Europa.
Cum ți se pare treaba asta, Bogdan? Mi se pare foarte interesantă și practic este o informație care, la care merită să reflectez și să iei o decizie în sensul acesta. Dacă trăim în capitala cea mai accesibilă, chiar vedeam în studiul recent lansat de cei de la imobiliare.ro cu privire la accesibilitatea contractării unui credit ipotecar pentru un apartament de două camere, salariul minim de care avea nevoie ca să-ți cumperi un apartament mediu de două camere în București este de 4.200 de lei, iar salariul mediu în București este de 6.200 de lei, da, ceva de genul ăsta. Adică un bucureștean mediu câștigă cu 2.200 de lei mai mult decât ar trebui să aibă ca să-și cumpere un credit ipotecar cu avans de 20%. Sper că m-am făcut înțeles că poate a fost așa un pic mai complex. În timp ce în Cluj, datorită faptului că prețurile acolo sunt mult mai mari pentru apartamente, un apartament mediu în Cluj de două camere, nu știu, poate undeva la 120-130 de mii de euro, ai nevoie de un venit mediu de vreo 7.000 de lei ca să-ți cumperi un apartament cu două camere, în timp ce venitul mediu real în Cluj cred că e cu vreo 1.100 de lei mai mic decât acesta, de 7.000 de lei. Lucrul acesta poate fi verificat foarte ușor cu ultimul raport pe care l-am citit. Este clar că suntem ca și oraș, București mă refer aici, în urma altor capitale europene din zona comunității europene centrale și de est. Ce este interesant, pentru că ai spus la început că poate ne vom atrage mult hate pentru că spunem că prețurile vor crește și că e normal să facem lucrul acesta pentru că lucrăm în real estate sau am putea fi priviți ca fiind subiectiv și fiind imparțial sau având un anumit interes. Noi am făcut recent o cercetare de piață destul de amănunțită a pieței imobiliare din București și a segmentării pieței și a modului în care percep clienții, piața rezidențială și a modului în care ne percep ei pe noi ca și dezvoltatori și vom ieși probabil în curând cu niște informații din acest studiu pe care l-am făcut destul de detaliat. Ce m-a intrigat și are legătură cu întrebarea pe care ai pus-o tu este faptul că la întrebarea și eșantionul este de vreo 800 de persoane și sunt luate în calcul doar persoane care au intenție de a cumpăra un apartament în următorii 2 ani. Deci nu oameni care n-au nicio legătură cu achiziția de apartamente sau care exclud cu totul, ci pur și simplu oameni care iau în calcul. Nu caută neapărat ceva la modul activ acum. Și la întrebarea, credeți că vor crește prețurile? Undeva cam la, sper să nu greșesc, undeva, nu știu, cam unul din trei, deci 33% au răspuns, au fost în două categorii, cred că vor scădea sau cred că vor rămâne la fel. În timp ce 2 din 3 oameni întrebați au răspuns că ei cred că vor crește prețurile, bine, acum diferă procentele, dar să zicem undeva între 5 și 20% în următorii 2 ani de zile. Ceea ce înseamnă că și percepția oamenilor începe să fie aceasta, prețurile nu au cum decât să crească, pentru că lucrul acesta s-a văzut și în ultimii ani. Tot ceea ce s-a întâmplat în economie, ce s-a întâmplat în piață, inflația aceasta generalizată, atât a bunurilor cât și a serviciilor, faptul că devine din ce în ce mai greu să-ți cumperi un apartament, crește TVA-ul, crește fiscalitatea, toate lucrurile astea nu au cum să nu ducă decât în direcția aceasta. În București avem și contextul special cu autorizarea mai redusă a numărului de apartamente noi și cred că în 2024 vom avea un record negativ cu cele mai puține apartamente finalizate, da, că sub 20.000, 17-18.000 de unități, da, București, Ilfov. Și lucrul acesta este clar că va pune presiune pe preț și se va vedea în următorii ani. Eu cred că în continuare prețurile se vor aprecia. Nu-mi doresc să crească exploziv, pentru că e clar că ar fi ceva în regulă și e clar că ar scădea și numărul de tranzacții. Adică decât să vinzi, nu știu, 5 apartamente pe lună cu un preț cu 30% mai mare, mai bine faci un rulaj, mai bine ai o creștere care să fie organică și să poată să fie asimilată de piață, nu o creștere artificială și nenaturală. Dar cred că în următorii, nu știu, 3-5 ani vom vedea pe piața locuințelor noi, cel puțin din București, o creștere de două cifre în fiecare an.
Acum depinde foarte mult de zonele pe care în care activăm, dar, nu știu, ca să facem o medie de 10% pe an, eu cred că tendința aceasta o vom vedea. Și probabil că în un interval de, nu știu, 7-8 ani, cel puțin în zona Paladi, unde noi avem foarte multe proiecte și finalizate și în derulare, cred că prețurile se vor dubla față de nivelul actual. Există o șansă destul de bună, confirm și eu. Eu am trăit și perioada ciclului imobiliar anterior. Eu am intrat în industrie în 2007. Eram foarte tânăr atunci. Și eu la nu fel. Nu acum și bătrân. Fapt, ne de atunci ne știm. Tot în 2007. 2007 ne știm, Bogdan, da. Îți dai seama. Și la momentul respectiv, mă rog, era o haiducie, era un vest sălbatic în România, că da, noi nu mai trecusem, știi? Să facem un exercițiu de imaginație. La momentul respectiv, în 2007, salariul mediu în București era 300-400 de euro exact, pe lună, mediu, da. Average. Și eu cred că apartamentele erau, cred că cu 10-15% mai scumpe decât sunt da, acum. Da, așa este. Adică eu cred că se poate verifica lucrul ăsta. Poți da. Să faci, nu știu, un research. Avem raportul nostru lucrul ăsta, așa este. Da, exact așa este. Poate și că, acum, da, în Cluj sau în anumite alte orașe din România, prețurile la momentul de față sunt cu 20-30% mai mari decât erau în 2008, înainte de, da. De criza imobiliară. Dar în București, cu siguranță, nu au ajuns încă prețurile la nivelul din 2007 pe final. Da, și în schimb, veniturile medii ale populației sunt de 4 ori mai mari. Da, timpul necesar achiziției unui apartament de două camere, cred că în București e undeva la sub 7 ani sau pe acolo, în timp ce în 2007-2008 erau undeva la 30-32 de ani. Pur și simplu, dacă iei prețul apartamentului de două camere mediu și îl împarți la salariu mediu, a nu se înțelege că un om poate să achite un apartament de două camere în 7 ani acum, dar e de 4 ori mai ușor decât să-l fi cumpărat în 2007-2008. De 4 ori mai accesibil. Mai accesibil, da. 4 ori mai accesibil. Și cred că acest grad de accesibilitate treptat îl vom pierde din diverse motive, dar cred cu tărie că nu va mai fi la fel de ușor să-ți cumperi un apartament. Cred că ponderea celor care vor alege deliberat să stea cu chirie, și am văzut un tendință în perioada pandemiei și în perioada creșterii dobânzilor foarte mari. Au fost foarte mulți oameni care au pus stop achiziției de locuințe și au spus la dobânzile astea nu mă împrumut, mai bine stau cu chirie, vedem ce se întâmplă, poate scad prețurile. Dobânzile au început să scadă, prețurile n-au scăzut și au decis că e totuși mai bine să-ți cumperi un apartament accesibil, pentru că în continuare chiria egal rată lunară. Și există, bineînțeles, și acest factor care ține de mentalitatea noastră locală. Suntem destul de mult atașați de sentimentul de proprietate și credem că are mai mult sens să fii proprietar pe o locuință decât să plătești chirie. Te completez un pic. Chiria este mai mare decât rata pe medie. Am făcut studiul ăsta. Și dar nu cred cu mult. Nu cu mult, e undeva la, depinde de locație în primul rând, undeva între 100 și 200 de euro, cam pe aici ce mai des întâlnit. Și chiar și așa tu, din punct de vedere cash flow, din punct de vedere al fluxului de numerar, tu ești bine, dar corect ar fi momentul în care faci o astfel de comparație între varianta de achiziție și varianta de închiriere, este să compari costul chiriei, care este un cost al locuirii, cu costul din rata ta, care de fapt dobânda, pentru că principalul din rată, că tu o rată ai e compusă din două lucruri, principalul, adică capital, adică că efectiv parte din preț pe care l-achiziți lună de lună, și dobânda și alte costuri bancare, comisioane și ce mai avem pe acolo, care de fapt ăla este costul. Și atunci trebuie să compari tot timpul costul locuirii cu costul finanțării, nu cu principalul. Și atunci îți dă o diferență și mai mare. Și mai mare, da. Tu de fapt ești clar în câștig, este din punct de vedere decizie de prosperitate personală, cea mai bună decizie să-ți cumperi o locuință. Poate, pe lângă faptul că avem acest atașament pentru proprietate, dar și poate asta contează și mai mult în decizie. Adică se vede clar, băi, eu câștig bani, atât ca cash flow, dar și ca decizie de business, adică costuri minus venituri, să cumpăr decât să închiriez. Ar nu se înțelege că nu este bine să stai în chirie. Este foarte bine să stai în chirie când ai viață flexibilă, în care ai nevoie să te miști, în care nu poți să fii sigur că o să rămâi într-o anumită zonă, sau încă ești la începutul carierei și poate n-ai strâns încă suficient capital pentru a pune avans. Dar dacă ajungi să ai acest capital, este cea mai bună decizie investițională să cumperi un apartament. Mai departe,
urmărește niște criterii pentru a face acest lucru. Bun. Ce sistematici suntem. Am trecut prin multe întrebări deja. Am avut un podcast filmat zilele trecute în care n-am trecut prin nicio întrebare. Mă bucur că n-am fost în podcastul acela invitat. A fost cu totul altă discuție. Chiar m-am gândit la final, voi oare am făcut bine? O să-mi zică colegii, nu o să le editeze. Bun, deci tu vezi o evoluție pozitivă. Cu două cifre, ai spus tu așa, diplomatic, nouă, cam 10%. Cam 10% și vorbesc aici de locuințele noi. Ea nu se înțelege că e un procent generalizat. Pentru că va fi o diferență cu siguranță între apartamentele noi și apartamente vechi. Cu siguranță, dar din experiența pieței de până acum, de regulă și apartamentele vechi se apreciază cam cu aceeași cotă. Apartamentele vechi se apreciază, dar cred că în timp se va crea un decalaj între cele două aprecieri. Da, pentru că stocul majoritar construit din vremea comunistă deja tinde să aibă o durată destul de lungă. Deja avem construcții majoritatea pe la medie de 50 de ani. Și deja, cred că durata de viață maximă e situată undeva la 70-80 de ani și atunci probabil că în momentul în care ești pus în dilema de a face un credit ipotecar pentru o locuință, dacă apartamentul are deja 50 de ani și creditul îl faci pentru o perioadă de 30 de ani de zile, la sfârșitul creditului s-ar putea să nu mai să nu mai fii proprietarul unei locuințe foarte atractive din punct de vedere al investiției făcute și atunci să nu merite decizia de a lua un apartament vechi. Nu se înțelege că aceste imobile vechi se vor demola, din contră. Nu, ce se va întâmpla va fi să intrăm într-o era a consolidării, pentru că avem un fond de locuințe de câteva milioane, la 8, din ce am studiat, care intră în, exact cum spui, că cam 10-20 de ani, exact în durata de viață maximă și atunci trebuie să înceapă să aibă o reconsolidare, o reparare ale instalațiilor. Ceea ce poate să implice și un cost din partea beneficiarilor, adică să fie și implicați cu ceva. Nu se înțelege de aici că statul va veni și ne va consolida for free toate locuințele vechi. Da. Peste 10-15 ani, pentru că... Da, aici este marea problemă, că în România, din păcate, trustul ăsta, încrederea între semeni, este destul de scăzut și oamenii, datorită acestei lipse de încredere față de vecin, față de semenul tău, nu reușesc să asocieze repede în grupuri care să-și urmească interesele comune. Și de asta, inclusiv în asociația locatare, ai văzut că sunt de conflicte. Am participat și la astfel de conflict și am zis că nu mai iau parte niciodată. Asociația de locatari, de fapt, este cea care, sau proprietar, este cea care trebuie să se consolideze, să urmărească împreună scopul comun de a le fi bine tuturor celor din asociație, adică cei care, practic, locuiesc în respectiva clădire, și să se ducă să depună diverse proiecte în care vin și ei cu o parte din bani, dar poate veni în diverse faze ale evoluției economiei românești cu diverse beneficii, subvenții, dar nu cred că o să vină, cum zici și tu foarte bine, statul să spună gata, avem o milioană de locuințe, le consolidăm pe toate, pe gratis. Uitați acest lucru, cum se va întâmpla. Statul nu are putere să facă acest lucru și atunci tot pe asociații va sta, adică pe oamenii în sine care participă acolo și să vină și ei cu capitalul lor, ori complet, ori în cotă parte dacă e... Sau poate cu o finanțare bancară, cu o dobândă mică, vom vedea. Dar nu vă bazați pe stat. Deci nu scăpăm de credite nici la bătrânețe. Nu scăpăm, da. Bun, eu îndrăznesc să spun, cu riscul de a-mi lua foarte mult hate, că creșterea anuală an la an va fi mai mare și nu mă bazez pe că îmi doresc asta din contă. Nu-mi doresc deloc asta, pentru că din nou creează potențial instabilități în piață, ci mă bazez pe istoricul piețelor imobiliare mai dezvoltate decât a noastră, cum sunt cele din vestul Europei, și mă bazez și pe ciclul anterior din România, care în perioada 2004-2008 a avut o apreciere cam de 3-4 ori. Că îți dai seama. Am avut ani că am avut creștere și cu 40%. Eu am prins un astfel de an. 2007 a fost creștere 40%. Cred că și tu l-ai prins. Da. Da. Creșteau prețurile de la luna în luna cu 5%. Eu le spuneam clienților mei de atunci, era un proiect de anvergură din nord-estul capitalei, că sunt nebuni. N-aveți cum să creșteți cu 5% luna de luna, dar îi spuneam, nu, că piața duce. Păi și piața ducea. Dar ducea pentru că eram în vârful ciclului, era o frenezie, banii se plimbau peste toți, vacanțe, break-uri. Și bula se tot umfla, știi? Dar era clar în vârf. Nu cred că vom prinde prea curând 40% an la an, dar să prindem un
15-20, poate chiar un pic peste la 100 an la an, e destul de probabil. Și înseamnă posibil, că se dublează destul de repede prețul. Da, este posibil, este destul de probabil și cred că are foarte mult legătură cu câte apartamente noi vor fi construite în București în următorii 3-5 ani. Pentru că dacă vom avea, nu știu, 5-7 mii de apartamente, citeam în același studiu la care am făcut referire de mai multe ori în podcast, studiul celor de la imobiliare, că pentru un apartament nou în București sunt 3 potențiali cumpărători. Cererea pentru locuințe noi a crescut cu 50%. Ea în medie de 25%, dar dacă ne referim efectiv la piața nouă, este de plus 50%. Și oferta a scăzut cu 25%. Deci sunt niște indicatori care îți spun de la sine faptul că va fi o presiune din ce în ce mai mare pe preț. Iar dacă ne raportăm la București, București, Ilfov, cred că este în top 10 regiuni din Europa. Și, da. Și din punct de vedere al PIB-ului, dar și al PIB per capita. Cred că suntem undeva la 53-54 de mii de euro per cap de locuitor. Da, este 170% față de media europeană. Ceea ce este extraordinar, deci aproape dublu. Da. Și în comparație cu oraș precum Varșovia, prețurile sunt aproape, cred că puțin peste jumătate. La noi media pe nou, cred că e undeva la 1800-1900 de euro. În Varșovia este 3300. Și în Varșovia 3300-3500. Da. Asta a fost anul trecut. Anul ăsta probabil că s-a apreciat și acolo. De văzut în raportul pentru 2024 care o să iasă la anul. Noi urmează să scoatem BCP 2023, că de-abia acum am avut datele. Bun. Și mai un aspect. În Polonia se folosește mult mai mult credit decât la noi. Deci cred că și procentul creditelor din PIB e mult mai mare decât la noi. E enorm. Adică au cam 20 de ani înaintea noastră, iar în vest au chiar 40 de ani înaintea noastră. Deci dacă punem și efectul de pârghie pe care o să facă creditele în total achiziții, șansele să crească semnificativ peste cât cresc acum ca rată de accelerare de creștere, sunt foarte mari. Și mai e un aspect. Vor veni și investitorii instituționali în piață, care vor începe să iasă la cumpărături. Legea REIT-urilor se tot discută despre ea, poate va fi promulgată undeva pe final de an, nu știm exact când, dar este clar că vor începe să apară la cumpărături și clienți instituționali organizați care vor debalansa un pic piața, pentru că în momentul în care vor intra în discuții cu un dezvoltator care este extrem de tentat să vândă într-o fază de pre-sale, asigurându-și practic finanțarea din cash flow-ul încasat, atunci poate că și acest lucru va pune suplimentar presiune pe preț. Da. Noi încă nu avem piața asta dezvoltată de PRS, de private rented sector, de clădiri sau ansambluri întregi cumpărate cu scop de închiriere. De-abia acum încep să răsară câteva proiecte. Polonia este mult mai sus din punctul de vedere. Șansele să se întâmple și la noi treaba asta în următoarea perioadă sunt destul de mari, mai ales cu legea rate-urilor, dar nu numai asta. E clar că sunt cu ochii pe noi companii din exterior, că avem noi discuții cu ele, adică trebuie să vă confirmăm noi lucrul ăsta. Da, plus zona de digitalizare, acele platforme imobiliare pe care poți să tranzacționezi fracționat o parte dintr-un apartament, adică sunt foarte multe lucruri care se diversifică și modalitatea de a face business și a de a cumpăra un apartament clar va fi mult diversificată în următorii, nu știu, 5-10 ani în România. Dragul meu Bogdan, am depășit ora noastră pe care o targetăm tot timpul în podcastele noastre, dar nu o să te las să pleci până nu trecem rapid printr-o inițiativă noastră care se numește The Concept 7. E un chestionar. 7 întrebări. 7 întrebări. Și o să întreb, o să cer un răspuns scurt sau, mă rog, cumva simplificat, să zic, da? Știu că tu ești un om care studiază mult și se dezvoltă tot timpul. Știu pentru că suntem, ne cunoaștem de 17 ani și ne-am dezvoltat în paralel. Prima întrebare este, ce îi răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? Da, e foarte important să-i răspunzi pe înțelesul ei. Ea spune că sunt implicat în construcția de apartamente și în vânzarea lor, locuințe pentru copiii ei, pentru nepoții ei și pentru strănepoții ei. De ce nu? Mm-hmm. Cu atât când vrei să vinzi un apartament, bunici. Da. Indirect, da. Indirect, da. Păi da, pe bunica dă banul, nu? E bine să ai bunica cu bani. Sau mătușa, da. Ce sfaturi ai dat copilului tău? Ai copii? Nu am copii. Când o să ai copii, ce sfaturi îți dai copilului tău care vrea să facă o investiție imobiliară? Și nu, te rog să nu mai confii de interes, adică să nu spui să cumpere la tine. Ea spune să cumpere când e momentul cel mai potrivit pentru el.
când are sursa de finanțare, când a identificat produsul care îi se potrivește, când apare oportunitatea să profite. Nu să cumpere când îi spune cineva din piață sau când, nu știu, e presat de alte lucruri, să facă lucrul acesta când e cel mai potrivit moment pentru el. Și cum află lucrul ăsta? Că e o chestie subiectivă, până la urmă. Informându-se și analizând foarte bine decizia pe care o va lua. Își va da seama că dacă toate lucrurile sunt ies cu plus, atunci să meargă înainte. Deci tu mizezi pe o decizie rațională în loc de una emoțională. Aș zice mai degrabă rațională, da. Și mai, bineînțeles, întotdeauna și factorul emoțional e implicat într-o decizie de a cumpăra un apartament. Evident că nu putem să facem abstracție de lucrul acesta, dar eu sunt un tip mai pragmatic, așa că aș plusa mai mult pe partea rațională. Știi cine decide într-o familie, nu? Un cuplu sau soție, de regulă. Dacă e live, ce pot să răspund? Nu am copii, dar sunt căsătorit. Da, deci 80% din deciziile de cumpărare se fac de către doamnă, nu de către domn. Și pentru că psihologic doamnele sunt mai înclinate către emoțional și domnii mai mult către rațional, nu neapărat că așa vrem noi, așa s-a întâmplat evolutiv în lume, în mod inevitabil, deciziile sunt mai mult emoțional decât rațional. În general, inclusiv în investițiile imobiliare, dacă poți să crezi, deși, în esență, trebuie să fie o decizie extrem de rațională. Trebuie să fie. Ce beneficiam? Pentru copil am grădință aproape, am școală aproape, am parc, am zonă de joacă, ok, bun, plus, 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 am 4 plus aici, am 2 minusuri acolo, dă plus 2, sunt la cealaltă proiecte cât dă acolo, dă plus 1, ok, înseamnă că ăsta e mai bun. Ați înțeles ideea. În segmentarea pieței imobiliare din București, în studiul pe care l-am făcut noi recent, pragmaticii sunt 45%. Cei care, într-adevăr, iau în calcul foarte multe aspecte raționale și pun foarte mult aspectul, multă importanță pe eficientizarea costurilor și pe o investiție cât mai benefică și profitabilă. Ce sfaturi i-a dat bunicii tale care vrea să facă o investiție de orice fel? Să nu vândă terenul pe care l-are la țară și, dacă e posibil, să mai cumpere și de la vecini. Foarte bun asta. Foarte bun asta. Investește în pământ, maică. Cred că terenul agricol se va aprecia și el foarte mult. Fenomenal, în România. Și cred că au fost vremuri în care, nu știu, puteai să iei un hectar cu 1000 de euro. Da, acum și nu foarte mult timp în urmă. Și mai puțin. I-am copilărit și la țară și mi-aduc aminte de acea perioadă. Copilul la țară în zona Olteniei, între corabia, mă rog, mai aproape de corabia de Dunăre, între corabia și Caracal. Și acolo e o zonă agrară. Sau era o zonă agrară. Acum a scăzut un pic producția pentru că s-a schimbat climatul și e un pic cam cald. Dar acolo, de acolo s-a aprovizionat tot sudul României. Deci de acolo și din Bărăgan, deci astea două erau grânarele României, practic sudului României. Roșii, pepeni, știți vestitele lubenițe de dăbulen, de pe acolo sunt. Ce carte ai dat să citească fiecărui român? Citeam un studiu recent, că cred că suntem pe ultimul loc la educație financiară și aș merge tot în zona asta. Mi-a plăcut foarte mult cartea Economia pe înțelesul tuturor, scrisă de profesorul Lucian Angel, care este un om cu o expertiză foarte mare și în domeniul bancar. Bineînțeles și Robert Kiyosaki, Tată bogat, tată sărac. Economia pe înțelesul tuturor de Lucian Angel, da? Da. Uite, notez și eu că n-am citit-o. Dar tot în nota asta recomand și eu cartea lui Ray Dalio. Principii? Da. Principii, dar mai mult aș merge către materialele lui mai degrabă scurte, inclusiv e un video pe net, How the Economic Machine Works, cum funcționează o mașină economică. Economia, în general. Înțelegi foarte multe lucruri într-un material de 30 minute. Ce podcast ai dat fiecare român să asculte? În afară de concept sau trebuie să răspund de concept că suntem aici la tine? Mai ai zis-o, probabil că... Podcastul tău oricum îl recomand și evident că relaționez foarte mult cu oameni care lucrează în industrie sau care sunt interesați de real estate, dar în afară de, făcând cumva abstracție de bula asta a noastră, a celor care lucrează în domeniu, îmi place foarte mult podcastul Vast and Curious de Andreea Roșca, pentru că aduce oameni valoroși din diverse domenii de business ale României sau nu neapărat oameni care au făcut ceva semnificativ în viață și sunt niște lecții de viață interesante pe care le poți
da. Înțelege din discuțiile pe care le poartă. Cred că am fost la toate în ultimul an. Da, da, fizic, nu doar... Super, da, da. Deci ești, inclusiv ești la, e fan. Da, inclusiv la Iași. Am fost la o ediție cu Softwin. Nu Softwin. Ba da, Bitdefender. Florian Talpeș? Florian Talpeș, așa. Mi-a plăcut foarte mult. L-am ascultat în concediu, în Grecia. Uh-huh. La un moment dat mă plictisisem de câtă muzică ascultasem în mașină, în timp ce conduceam și am ascultat acest podcast și mi-a plăcut foarte mult. Cred că am dat share. Da. Și l-au ascultat și prietenii care erau cu mașina în spatele nostru. Și foarte fain, domnul Talpeș, după asta și la o sesiune de întrebări. Mi-a răspuns cu la o întrebare, m-a ajutat foarte mult. Foarte educativ. Recomand astfel de materiale. Din păcate, cred că Andreea Roșca nu mai continuă în anul ăsta care vine. Cred că a oprit proiectul. Dar de verificat informația am aflat de la niște parteneri. Se creează un vid care trebuie ocupat. Deci cineva poate să ofere cineva să creeze un nou podcast live cu invitați fine din lumea din România. Care este românul tău preferat, Bogdan? Întrebare numărul 6. Românul meu preferat? Da. Poate fie român prezent, trecut sau viitor? Aș răspunde cu Carol I. Bunia. Îmi place foarte mult personajul. A domnit aproape 50 de ani, cred că e cel mai longeviv om de stat pe care l-a avut România. Cred că îl putem considera român, pentru că e român străstă. Da. Deși s-a născut în Germania, practic a fost adoptat de către România și îmi place foarte mult faptul că ne-a luat de la un nivel destul de primitiv la care eram atunci, în momentul în care a venit. Și știi că primul kilometru de infrastructură feroviară a fost construită pe timpul domniei lui Carol I. Până atunci noi nu aveam nici măcar un kilometru de cale ferată în România. Cred că calea ferată de la Oravița, nu? Din munții Banatului. Cred că da. Cred că da. Mi-ar plăcea să avem un astfel de conducător în momentele astea, care să fie un om total detașat, foarte profesionist, foarte serios, riguros, care să fie foarte focusat să facă treabă bună și să schimbe cu totul țara asta. Există o șansă bună să-l avem dacă va candida. Știți la cine mă refer? Nu o să spun asta pentru că, o spun cine este, pentru că nu este un podcast politic. Dar ați înțeles că este Mircea Geoană, nu? Bun, întrebarea numărul 7. Europa, America de Nord sau Asia? În Europa am călătorit așa destul de des, dar mi-a plăcea foarte mult Asia. Uh-huh. Mă fascinează ceea ce se întâmplă acolo, ascensiunea inclusiv a Chinei, Singapore, Malaezia, toată zona aia, Japonia, cultura extraordinară, Coreea de Sud. Pentru călătorie sau pentru... Și pentru călătorie, și pentru dezvoltarea economică, și pentru faptul că acolo poți să vezi lucruri din viitor, poate să... Uh-huh. Ai un fel de teasing cu privire la ce o să fie și în Europa, pentru inovație, pentru mentalitate, pentru seriozitate și pentru faptul că sunt foarte focusat să facă lucruri bune, să se dezvolte, să muncească. Excelent. Pentru mai multe lucruri. Da. Subscriu și eu. Îmi place Europa, evident, pentru că aici locuiesc. Într-adevăr, Asia este atractivă pentru aceste inovații pe care o dezvoltă. Mie îmi place totuși în continuare că Europa are a doua cea mai puternică monedă din lume, valută, mă rog, euro. Sperăm să rămână. Da, hard currency. Va rămâne, probabil. Dolarul cred că scade, euro nu cred că scade. Pare că euro este robust pe la 20% în total. Asia, chiar dacă a crescut semnificativ, oamenii nu au de multă încredere să investească banii în China. Eu personal n-aș pune bani niciodată în China. În Japonia, da. De asta și cred că a treia monedă din lume este yenul japonez. Da, sper să nu greșesc. Corectați-mă dacă greșesc. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. A trecut bine, ai văzut, n-a fost stresant, nu te-ai... Nu, da. Ne cunoaștem și cred că discuția a fost agreabilă. De. Făceam o glumă cu Bogdan înainte să intrăm în înregistrare, că urmează să intrăm live în 3, 2, 1... Și fac gluma asta înainte de fiecare podcast sau, mă rog, unele podcasturi, pentru că îmi place să văd cum reacționează invitații. Acum că ai spus, trebuie să inventez o altă glumă la următoarele podcasturi. Da, exact. Da. Fain. Acesta nu a fost un podcast comercial. După cum vedeți, nu există nicăieri scris Hills. Nu, ăsta este scopul lui.
Și pur și simplu am adus un om cu experiență în domeniu pe care îl cunosc personal de 17 ani. 17 ani. Wow, timpul trecut. Și știu că este profesionist, știu că lucrurile pe care le fac, mai ales noile proiecte pe care le dezvoltă, sunt la o calitate foarte bună și chiar schimbați efectiv orașul la propriu. Adică aduceți un plus și București arată mai bine cu voi alături. Credem că și noi ne aducem aportul, da? Și, bineînțeles, ținta este ca la fiecare proiect să aducem lucruri în plus față de proiectul precedent și de fiecare dată să reevaluăm și să îmbunătățim lucrurile. Da. Așadar, dacă aveți întrebări pentru Bogdan, scrieți-le în comentarii în continuare. Dacă aveți întrebări pentru mine, scrieți-le în comentarii. Nu uitați să dați și download la raportul trimestrial și să intrați și în grupul nostru Smart Money România, în care puteți interacționa direct cu mine în postările care le facem, mesaje directe. Este o comunitate care acum măsoară undeva la 3500 de oameni, mulți dintre ei investitori, oameni cu interes în domeniu, puteți pune întrebări să vă răspundă și alți oameni de pe, din grup, inclusiv din zona financiară. Este un loc fain în care ne întâlnim și dezbatem împreună teme legate de investiții. Bogdan, o să te mai invit. Vreau să ajungeți și mai mare dezvoltor din România. N-am, din partea mulțumesc. Mea, mie îmi place ceea ce faceți, știi deja lucrul ăsta, așa că vă țin pumnii și să faceți sectorul 3 sau, mă rog, zona de est a capitalei să fie numărul 1 în București, aveți toate șansele. Noi vrem să transformăm într-un mod plăcut și alte zone din București, nu doar în sectorul 3, și ne dorim să fim prezenți în cât mai multe locuri. Excelent. Mult succes, Bogdan. Mulțumim. Toate bune să ai. La fel. Ciao.